Totul a început în vara lui 2011, luna iulie, când am venit în București să-mi scot carnetul de antrenor. Am cunoscut-o pe Oana prin intermediul unui prieten comun, Robert, care are o sală de fitness. Am intrat în vorbă, apoi am coborât la restaurantul Sully să mâncăm ceva. Ea a vrut să servească o bere. Despre ce ați vorbit acolo? Oana făcea mișto tot timpul de Viorel, spunea că dacă nu se mărită acum cu el, moare. Am întrebat-o de nuntă cu Viorel. Ea pe vremea aia urma să se mărite. A început să râdă cu gura până la urechi. Chiar mi-a tras atenția râsul ei. Și a început să facă mișto că dacă nu se mărită acum cu Viorel, moare. Am făcut schimb de numere de telefon și de atunci până în momentul de față am ținut legătura cu... Când a avut loc prima întâlnire? Păi după a urmat ce a urmat, că am venit în București și am luat masa împreună și atunci s-a legat o poveste. Am băut vin până la 3 dimineața. După câteva zile m-am întors în București și atunci s-a întâmplat prima noapte de dragoste cu Ana, pe 22 septembrie. Aici este patul unde am fost prima dată cu Oana și de câte ori vreau să-mi amintesc, vin în aceeași cameră, în același hotel, cu același număr al camerei și încerc să caut mirosul ei prin cerceaf. Aici a fost Oana cea adevărată. Mereu îi povesteam că îmi doresc copii, că știam că cea mai mare neîmplinire a ei e că nu are un copil. Ultima dată ne-am întâlnit pe la începutul lunii septembrie. Am făcut dragoste, totul mergea brici între noi. Șocul meu a fost când Oana și-a făcut testul la voi în emisiune și a văzut că este însărcinată. Imediat după emisiune am sunat-o și din momentul ăla nu mi-a mai răspuns. Mi s-a părut de prost gust din partea ei. M-a luat de fraier. S-a folosit de mine. Simt că acest copil este al meu. Sunt sigur de asta.